Cea mai apăsătoare discuție se poartă în jurul unei chestiuni pe care dumneavoastră ați lămurit-o deja. Ați spus că nu va fi închisă capitala, nu se pune problema unei carantine pe raza municipiului București, da? Exclus, da. Exclus. Dar ați mai făcut o declarație puțin mai devreme asupra căreia aș cere câteva detalii. În cel mai rău caz, spuneți dumneavoastră, s-ar lua o decizie de închidere a unui sector. Dar nu se pune nici problema asta. Cum s-ar putea închide doar un sector în capitală? Că oamenii de regulă trăiesc într-un sector, lucrează în alt sector. Cum ar funcționa o astfel de măsură la nivelul unui sector? N-am spus că se va lua, da. Se va analiza și am dat o explicație gaz de emisiuni, că pot fi variante tehnice de închiderea unui bloc sau unui... Vă dau un exemplu. În Tenerife a fost identificat un caz și a intrat în carantină un hotel. Nu trebuia să închidă toată insula pentru un caz într-un hotel. Așa da, nu se închide capitala, e un lucru cert. Nu am discutat niciodată în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență închiderea vreunui sector pentru o stradă sau pentru un cartier, cu atât mai mult pentru închiderea capitale. Este o știre falsă, nu știu cine a vehiculat-o, dar cu siguranță atunci când a lansat-o, știu că prinde foarte mult. Da. Și lumea este preocupată de o asemenea situație. Evident, mă sună prieteni, colegi, ce se întâmplă. Motiv pentru care mă bucur că mi-ați oferit această șansă la emisiunea noastră pe o audiență atât de mare. Mulțumesc, să clarific și să spun oamenilor că nu se închide capitala. Nu se închide capitala și nici varianta aceasta, totuși luată poate în discuție, nu e una de care să ne temem. Adică, nu. Bun, bun. Am înțeles că a fost declarată oficial pandemie.